Știi ce e Dulce? Te doare tot. Și dincolo de fizic te doare neputința. Că nimeni nu te ajută, că nimeni nu te aude, că nimeni nu te crede. Și mori încet, zi după zi. Durere. Acela este întunericul. Când există durere, există întuneric. Unde există întuneric, există gânduri care te macină și te mănâncă de vie. De durere oamenii se aruncă de la geam. De durere oamenii se sinucid. Ești, de fapt, singur. Doar tu și endometrioza. Uneori ai nevoie de cineva care să-ți asculte și să simți că te înțelege prin ceea ce treci. Sunt femei care au pierdut orice speranță că ar putea fi ajutate. Aia e îngrozitor. 20 de ani mi-a luat să obțin un diagnostic. 9 ani jumate, niciun medic nu mi-a dat nicio urmă de speranță. Eu mi-am dat. Medicii nu știu să asculte întotdeauna pacienții. N-am să uit vorbele niciodată. Fetițo, tu n-ai să ai copii niciodată. Cu cât stadiul endometriozei este mai avansat, cu atât șansa scade. Cred că merit să am un copil. Dar speranța mare ultima. Ai senzația că endometrioza s-a măsurat ce rezolvi o localizare, inventează alta. Și noi tot timpul suntem cu un pas în urmă aici. Sper să pot alerga din nou fiica mea. Simt că ăsta e momentul meu. Încerc să-mi adun toate forțele. Să-mi adun puterile. Și să-mi dau seama că lumea are nevoie de mine. Și eu de ea. În momentul în care schimbăm stilul de viață și alimentația, ne recăpătăm starea de bine. Am tot interesul ca toate femeile să se vindece de endometrioză. Pentru că asta înseamnă 500.000 de femei din România evoluată spiritual, ceea ce înseamnă foarte mult. Când ai un copil al tău, înveți alți copii să meargă. Și sprijin. Alți copii și alte femei să trăiască.